În numele Domnului vreau să mulțumesc familiei și fraților păstori de această ocazie de a spune câteva cuvinte din partea Bisericii Baptiste Nădejdea legate de fratele Vasile Talpoș. Să știți că el a venit la Sibiu acum 9 ani de zile, dar inima lui a rămas la Nădejdea și la seminar. A iubit seminarul, a iubit cuvântul lui Dumnezeu și a iubit pe credincioșii Bisericii Baptiste Nădejdea, pe care i-a slujit numai puțin de 28 de ani, din anii 1986 până în 2014. Credincioși pe care i-a echipat, i-a slujit cu devotament, cu multă smerenie și pe care i-a îndemnat să păzească cuvântul lui Dumnezeu. Și iată, mă gândeam la Patriarhul Iacov, atunci când s-a dus la cele veșnice, Iosif împreună cu frații lui l-au plâns atât de tare încât strigătele, jalea lor s-a auzit până la casa lui Faraon. Ema și cei din familie, Simi și ceilalți, voi astăzi aveți ce plânge. Pentru că ați avut un părinte care nu a trăit degeaba. Eu l-am cunoscut mai mult ca pastor. A fost la noi în casă, l-am vizitat la seminar de multe ori în scurta mea interacțiune cu dânsul. Sora Lidia întotdeauna păstra fotografii cu voi. Și unde mergea, povestea despre familia minunată pe care i-a dat-o Dumnezeu. Acum poate fratele Talpoș a fost mai rece, un intelectual, dar să știți că v-a iubit mult. La prima mea întâlnire cu el mi-a povestit despre fiecare din familie și v-a iubit nespus de mult. De aceea aveți ce jeli și aveți ce plânge. Un tată care v-a iubit și a făcut totul pentru voi. Am auzit colegi păstori care greu și-au stăpânit lacrimile, emoțiile și-au reușit să spună câteva cuvinte pentru că a fost un profesor excelent, ca un părinte pentru unii dintre ei. Însă pentru noi Biserica Nădejde e durere, e jale. Duminică dimineață m-au sunat frații plângând că a plecat dintre noi un patriarh, că a plecat dintre noi un mare om al lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să mânghe și Biserica Betania, dar mai ales și Biserica Nădejdea. Și să mânghe întreaga familie baptistă, toți aceia care suferă pentru plecarea la cele veșnice a fratelui Talpoș. Și pentru că știu că sunt mulți care vor urmări acest serviciu divin de mormântare. Rog familia baptistă și rog toate bisericile baptiste, dar toți evanghelicii, prețuiți păstorii, prețuiți pe aceia care și-au pus viața în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Nu când nu mai sunt, ci câtă vreme sunt aici cu noi. Dumnezeu să ne mângâie pe toți. Mă rog și pentru Cristina să-i dea Dumnezeu sănătate, putere și să o aducă Dumnezeu cu bine la voi acasă. Al lui Dumnezeu și al lui Hristos să fie slava pentru toate, de acum și în veci de veci. Amin.